Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara! Iată-ne ajunși încă o vineri în difuzoarele voastre. Sperăm că ați ascultat și că v-a plăcut prima ediție a emisiunii noastre. Am avut ceva emoții, dar na, până la urmă a fost prima noastră apariție la radio. E de înțeles. De acum începem să ne obișnuim, în schimb. Asta voiam să zic și eu. Încetul cu încetul prindem experiență și vom ajunge din ce în ce mai buni. Haideți să facem o scurtă prezentare a episodului de astăzi. Emisiunea din seara asta îi va viza pe studenții din afara Bucureștiului care aleg să urmeze studiile la facultățile de aici. În prima parte vom vorbi cu specialiști ai industriei imobiliare. Avem interviuri cu un agent imobiliar și cu administratorul de cămin din București. Să știi că Șerban Trâmbițașu nu este un agent imobiliar obișnuit. De ce spui asta? Pentru că el este foarte activ pe TikTok și își construiește treptat o comunitate destul de mare pe această platformă. Pe lângă sfaturi de imobiliare, Șerban face și ce fac puțini agenți. El prezintă apartamentele pe TikTok și oamenii le văd și le cumpără sau închiriază de acolo. Cât de tare e asta? Să înțeleg că videoclipurile lui sunt destul de populare? Da, are peste 26.000 de urmăritori pe TikTok și creează videoclipuri care ating un număr mare de vizualizări. Câte vizionări crezi că are cel mai popular filmuleț? Nu știu, 100.000? 900.000. Wow, chiar are priză la public. Abia aștept să văd ce ne povestește în interviu. Și eu. După interviuri vom discuta cu studenții pentru a afla unde au ales să locuiască pe timpul facultății și motivele din spatele deciziilor. Iar în ultima parte a episodului îți vom recomanda ție, ascultătorule, câteva evenimente de neratat din București, cum ar fi chiar cele desfășurate în zilele Bucureștiului, care sunt organizate anual de Primăria Capitalei prin Arcub. Da, și Urban GIF, un spectacol despre oraș și despre cum corpul se manifestă în el. Mie chiar îmi sună foarte bine tot ce am prezentat până acum. Ar fi fost chiar culmea să nu-ți placă, până la urmă noi le-am gândit. Ai și tu dreptate. În caz că nu ne-ai ascultat săptămâna trecută, noi suntem studenți ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și ni s-a oferit ocazia să ne facem vocea auzită la radio. Eu sunt Cornel Munteanu, iar în această seară vorbesc la microfon alături de colega mea Gabriela Forțu. Iar Aida, Bianca și Denis ne-au ajutat cu voxuri, interviuri și cu alegerea subiectului. Îți spunem asta ca să nu fii surprins de noile voci pe care le vei auzi. Și apropo de auzit, în continuare ascultăm o super piesă. Gabriela, ne spui tu care este? Bineînțeles! Înainte să trecem cu adevărat la treabă, ascultăm super piesa Bad Memories de la James Carter și Meduza, pentru că în generația Z încercăm să facem totul super. Piesa a fost lansată în acest an, la finalul lunii iulie, și suntem siguri că o vom auzi în difuzoare mult timp de acum încolo. Rămâi în continuare cu urechile pe București FM. Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Bună, Bianca! Știu că ai luat legătura cu un agent imobiliar și cu un director de cămin. Ce zici? Crezi că o să te ajute să faci o alegere mai bună pentru noul an universitar? Bună, Cornel! Cu siguranță! Voi afla mai multe detalii de la un agent imobiliar care ne dă sfaturi legate de prima chirie și cum să fim un bun chiriaș. De asemenea, directorul de cămine publice ne va da detalii despre procesul de cazare și condițiile unui campus public. Suntem alături de Șerban Trâmbițașu, agent imobiliar. Mă bucur foarte mult că ne-ați acceptat invitația. Spuneți-mi, de ce ați ales să deveniți agent imobiliar și care sunt avantajele și dezavantajele acestei meserii? Inițial a pornit dintr-o necesitate. Eram în facultate, am terminat facultatea imediat, facultatea de actorie. Ca și proaspăt actor, nu prea e de lucru. Am înființat o trupă de teatru de improvizație în facultate, care mergea în continuare după terminarea facultății, merge și acum, dar nu poți să trăiești din asta, cel puțin nu la nivelul la care voiam eu. Și fratele meu, care e cu 4 ani mai mare, era deja agent imobiliar de 7 ani deja și m-a învățat și pe mine meserie. Și am ajuns să lucrez cu el și după mulți ani, rămânând în meserie, am început să lucrez singur. Plusuri și minusuri. Plusurile sunt foarte evidente. Ai programul tău, nu ai șef, nu ai boss, faci ce vrei tu când vrei tu, te trezești la orice oră, dacă vrei să-ți iei liber în miercuri, îți iei liber miercuri, dacă vrei să-ți iei liber luni, marți, miercuri, joi, îți iei liber luni, marți, miercuri, joi. Dezavantajele ar fi că nu ai un venit fix, practic nu vinzi, nu închiriezi, nu câștigi, pentru că trăim din comision, drept urmare nu prea poți să-ți iei liber miercuri. Ba mai mult lucrezi și sâmbătă. Vorbiți cu drag despre ceea ce faceți și aveți un mod foarte inedit de a vă expune public. Sunteți cunoscut pentru filmuletele pe care le postați pe TikTok, având 26.000 de urmăritori. De ce TikTok? Pentru că s-au rugat de mine doi colegi, doi agenți imobiliari vechi, mai vechi decât mine în meserie, urmărindu-mă la spectacolele mele de improvizație, fiind fani, practic, și venind la toate spectacolele mele, pentru că chiar se râde acolo, m-au încurajat, ba chiar au insistat. Efectiv, ca să scap de ei, am încercat să fac asta o săptămână și am avut un succes la care nu visam și am continuat.
spuneți-mi, vă rog, care este rolul unui agent imobiliar în procesul de închiriere sau cumpărare a unei locuințe? Păi, în primul rând, eu reprezint proprietarii, adică un om care vrea să-și vândă locuința sau care vrea să o dea spre închiriere. Foarte rar mi se întâmplă să reprezint cumpărătorii sau chiriașii, din simplu motiv că eu nu percep comisiuni de la cumpărător sau de la chiriași. În vest, în țările civilizate, adică se lucrează cu comisiuni 0% cumpărători sau chiriași. Pentru că venitul unui student nu este neapărat stabil, există vreo reținere din partea agentului imobiliar în momentul în care clientul este un tânăr student ce își dorește să închirieze un apartament? Nu, chiar am închiriat pentru studenți mulți de-a lungul timpului. Sunt fel și fel de oameni, adică poate un student e chitit pe învățat și treaba lui este să studieze, să ajungă cineva, nu să petreacă și să stingă țigări pe parchet. Îți dai seama, dintr-o simplă discuție cu un student, ce vrea el de la viața lui. Ca să nu mai spun că studenții care vin la București și închiriază, vin în general cu părinții, pentru că părinții se chinuie, ei plătesc chiria și cumva răspund de bunăstarea imobilului. Deci recomand și închirierea la studenți atâta timp cât se face o analiză a studentului înainte, așa cum face o analiză a omului normal înainte. Care sunt în general zonele preferate de studenți pentru un apartament pe care urmează să-l închirieze? Aici e o problemă și nu înțeleg. Toată lumea vrea lângă facultate, toată lumea vrea în centru, lângă universitate, lângă metrou, lângă Romană, lângă Victoriei. Și ei nu fac nimic altceva decât să aglomereze cererea și să-și crească singur prețul acelor zone. Nu mai căutați lângă facultate, nu mai căutați lângă metrou, căutați oriunde, pentru că ce mie că faci 10 minute, ce mie că faci 35, ai timp, mai citești o carte pe drum și ghiși ce, nu mai dai 400 de euro pe două camere sau 500, dai și tu 250, 300, că ești mai departe de punctul tău de interes. Care este bugetul pe care un student trebuie să-l aloce pentru că e? Între 1 euro și 4.000, în funcție de nivelul fiecăruia, nivelul fiecărei familii, pentru că până la urmă familia îți plătește. Dacă ești un student care te ții de treabă, n-ai timp să și muncești pe lângă, că tu înveți. Care sunt zonele mai rezonabile la preț, zonele în care sfătuiți studenții să se mute? Drumul Taberei, Militari, dar nu neapărat lângă metrou, la 15 minute plus de metrou, Berceni, Lacutei, Titan, Brâncoveanu, cartiere bucureștene, minim 15 minute de metrou, pentru că prețul unei chirie e dat de distanța față de metrou. În București asta e realitatea, pare rău. Faci 15 minute pe jos până la metrou, mai faci cu metrou încă 15 și uite cum ai ajuns în 30 de minute la facultate. Ar trebui să negociem și care este cea mai bună tactică pentru a obține o scădere de preț sau avantaje în favoarea noastră? Dacă ar trebui să negociez, depinde. Dacă prețul e corect, nu. Pentru că s-ar putea să creezi o barieră între tine și proprietar și dacă te bucuri că ai găsit un preț corect, sar pe el. Pentru că prețurile corecte se dau așa. Dacă prețul nu e corect, ai două variante. Ori cauți altceva, ori încerci o negociere. Dar când încerci o negociere, trebuie să ai motive pertinente. Că îi mai cauți proprietarului ăla două, trei oferte similare, îi arăți prețul la care sunt sau la care s-au închiriat. Hai, nu la prețul ăsta, dar măcar un pic aproape. Și dacă tu îi vii cu motivul ăsta, ai o șansă să-ți iasă negociere. Veni cu motivul, știi, eu nu mă încadrez, n-am banii ăștia, m-ar ajuta de la 400 să mi lăsați la 300, pentru că dacă negociezi chiria pe motiv că n-ai bani, s-ar putea să n-ai bani nici de utilități, de întreținere, de lumină, de internet și să-l lași pe săracul om cu datorii. Care sunt problemele sau greșelile pe care le fac tinerii studenți aflați la prima chirie? Petreceri în apartament ca și cum ar fi al lor, pentru că proprietarul va fi sunat de vecinii deranjați. Am fost și eu student și da, sunt petreceri în apartamentele închiriate. Să păstreze curățenia, să permită vizita proprietarului o dată pe lună și dacă e posibil chiar să facă curat o dată pe lună, bine de tot, astfel încât apartamentul să arate bine ca în momentul închiririi, să nu fumeze în casă, să fumeze ori pe balcon, ori afară, pentru că mirosul se impregnează în pereți, rămâne în casă și chiar dacă nu mai fumează două zile înainte să vină proprietarul, tot se simte mirosul. Să nu-și cumpere pisică pe ascuns, n-am, domne, animale de companie, dacă când intri, să-și plătească taxele la zi, taxele de întreținere și așa mai departe, plata utilităților. Și în încheiere, care ar fi sfatul pe care l-ați da unui student din provincie care vine pentru prima oară în București și este în căutare de o locuință? Să caute loc la căminul facultății, pentru că acolo chiar e viață, e socializare, chiar dacă nu arată cel mai bine, chiar dacă nu-s curate, chiar dacă sunt insalubre, nu contează. Socializare, prieteni noi, înveți să te administrezi pe bani puțin. Dacă nu poți asta, caută-ți un coleg pe care nu-l cunoști, tot așa pentru experiență nouă și mută-te, dă-ți un anunț undeva, caut cameră de închiriat sau caut coleg de apartament. Dacă vii cu cineva, cu un prieten, mută-te cu el în chirie, închiriați amândoi un apartament de două camere semi-decomandat sau decomandat. Decomandat e mai bine, dar la semi-decomandat ai mai multe experiențe. Care e diferența între decomandat
comandat și semi-decomandat? La un apartament decomandat intri din hol în toate încăperile. Semi-decomandat e cu trecere dintr-o cameră în altă. Practic, dacă ești doi colegi, unul doarme în sufragerie și unul în dormitor, ca să ajungi în dormitor, treci prin sufragerie pe la colegul ca să ajungi în camera ta. Mulțumesc mult de tot! Am fost alături de Șerban Trâmbițașu, actor la bază, dar cu o carieră de agent imobiliar de succes, dar și creator content pe TikTok. Mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Numai bine, pa! L-avem astăzi alături de noi pe Cosmin Cârciumaru, directorul direcției Cămine, Cantine și Activități Studențești, care este aici să ne răspundă la întrebări și nelămuriri legate de traiul la Cămin. Să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ne-am întoarce în trecut, ați avea 18 ani, de-abia venit în București și ar trebui să găsiți un loc de cazare. Ați alege un cămin de stat sau un cămin privat? Păi, cu siguranță aș încerca să-mi aleg un cămin de stat. Motivul pentru care aș face asta, pentru că costurile pentru un cămin de stat sunt mult mai mici decât la unul privat. Iar în ziua de astăzi, ce îi face pe studenți să aleagă un cămin de stat în locul unuia privat? Consider că pe studenții motivează, sau nu știu, sunt motivați să locuiască într-un cămin de stat, în primul rând, din punct de vedere financiar, și în al doilea rând, din prisma vieții de student. Pentru că regulile sunt mult mai stricte la privat decât la noi. O mare întrebare în mintea oricărui student care vine pentru prima dată în București este: eu unde mă cazez și ce trebuie să fac? Vă rog să ne explicați puțin cum se desfășoară procesul de cazare al unui student în cămin. Păi, studenții Universității din București care doresc să beneficieze de un loc de cazare trebuie în primul rând să-și depună o cerere în acest sens la facultatea de la care ei provin. Urmând ca facultatea, comisia de cazare a facultății să analizeze cererile de cazare primite și să-i distribuie pe studenți în cămine. De obicei, în funcție de criteriu social, în funcție de medie, de anul de studiu și așa mai departe. După care studentul, cu repartiția primită de la facultate, se prezintă la căminul la care a fost distribuit și se procedează la cazarea propriu-zisă a acestuia. Și se semnează contractul de cazare. Da, da. Pe cât timp poate fi semnat un contract de cazare? Sunt studenți care doresc să stea un an, un semestru sau chiar câteva săptămâni. Este posibil? Contractul de cazare se semnează începând cu data de 1 octombrie până pe 30 iunie. Adică atât cât ține perioada anului universitar fără vacanța de vară, în vacanța de vară încheiindu-se un nou contract. Însă, pe toată această perioadă, studentul, dacă vrea să renunțe la locul de cazare și să se decazeze, poate să facă asta oricând. Care sunt costurile pe care un student trebuie să le suporte pentru a locui la cămin? Costurile sunt în funcție de categoria la care se încadrează fiecare student. Adică există și tariful de 0 lei pe lună pentru studenții orfani, studenții cu handicap, studenții care au părinți cadre didactice. Studenții de la buget plătesc undeva între 150 de lei și 200 de lei pe lună, iar cei de la taxă între 250 și 300 de lei pe lună. Sunt anumite rate în care se pot plăti aceste sume sau trebuie date lunar? Nu, nu se poate plăti în rate, se plătește lunar, de obicei la sfârșitul lunii, în ultimele 10 zile din lună. Dar studentul poate să plătească oricând în cursul lunii respective. Căminul public este o variantă destul de ieftină. Ce influențează această diferență de preț? Păi, diferența de preț de la un cămin de stat la unul privat este dată în primul rând pentru că noi primim de la minister subvenția de cazare pentru studenții pe care îi avem cazați. Subvenție din care se acoperă costurile cu utilitățile, energia electrică, gaze, apă și așa mai departe. Și care sunt condițiile pe care un student le are într-un cămin de stat? La căminele Universității din București avem camere cu 2 persoane, 3 sau 4 persoane. Acum, pentru că infrastructura e de așa natură, așa am primit-o de-a lungul timpului, sunt cămine cu baie proprie, cămine cu baie comună, cămine mai noi, cămine mai vechi. Și presupun că repartizarea este
este în funcție de medie sau de statutul criteriul social. Da, da. Criteriul social. Dacă un student dorește să-și aleagă un anumit coleg de cameră, vine cu un prieten, este posibil? Dacă sunt la aceeași facultate și ambii se încadrează ca și medie să locuiască în, nu știu, în același cămin sau în același campus, da, atunci este posibil. Dar dacă un student are media 9, iar celălalt are media 6, cu siguranță nu vor locui împreună într-un cămin foarte căutat sau foarte bun. Studenților li se oferă și o variantă sau ofertă pentru mese? Noi le punem la dispoziție cantina de la Mihail Cogălinceanu, cantina din curtea Facultății de Drept, unde orice student al Universității din București poate să meargă să servească masa. Ce se poate mânca în cadrul cantinei sau care sunt meniurile principale? Cât de mari, cât de mici sunt prețurile? Noi nu avem stabilit un meniu fix pentru studenți, adică un meniu predefinit. Fiecare merge și servește ceea ce dorește de la linie. Adică de la, nu știu, cartofi prăjiți, la ceafă de porc, la pulpă de pui, la ciorbă și tot ceea ce poate să servească și la un restaurant. Iar prețurile sunt adaptate pentru studenți? Pentru studenți, da, da. Deci prețuri mici. Da. Ce reguli trebuie să respecte un student cazat la cămin? Regulile și ceea ce trebuie să respecte sunt menționate în contractul de cazare pe care fiecare student îl semnează. Pe lângă regulile de bun simț care există oriunde și în privat și la stat și peste tot, în primul rând noi ținem la a nu distruge ceea ce primesc și a nu înstrăina locul de cazare. În rest sunt, obligațiile clasice pe care le au, oriunde s-ar duce. Ați avut situații în care aceste reguli au fost încălcate și care au fost repercusiunile? Cu siguranță. Am întâlnit și astfel de cazuri. Repercusiunile sunt în funcție de gravitatea lucrului făcut. Adică am avut studenți care și-au înstrăinat locul de cazare, i-am descoperit, iar pe toată perioada studiilor aceștia nu au mai primit loc la cămin. Asta e una dintre măsurile mai drastice pe care le-am luat de-a lungul timpului. În afară de asta, am mai avut studenți care, la o petrecere, la ceva, au distrus mobilier, uși și așa mai departe, dar au fost luate măsurile respective și lucrurile au fost remediate. În ultimii ani, o nouă modă printre studenți a fost apelarea la cămine private sau chirie. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru, deși cazarea la un cămin de stat este o variantă destul de ușoară și la îndemână? Nu știu exact să-ți răspund, pentru că la noi procesul de cazare e în continuă desfășurare pe toată perioada anului. Adică în octombrie, pe lângă cele 4.000 și un pic de locuri de cazare pe care le avem, avem în jur de 5.000 și ceva de cereri. Adică nu acoperim numărul de solicitări. Dar pe timpul anului universitar și din căminele noastre, studenții mai pleacă în chirie sau la cămine private, iar cazarea e continuă mereu. Unii se decazează, alții se cazează. Nu știu exact să spun de ce migrează către chirie sau către cămine private. Deci un student are opțiunea să-și depună dosarul pentru cazare și în timpul anului, și în timpul anului universitar. Da, da. Perioada pandemiei a fost dificilă pentru toată lumea. Care a fost cel mai mare obstacol sau problemă întâlnită la nivelul căminelor în perioada pandemiei? Noi pe toată perioada pandemiei am avut căminele deschise studenților, adică au fost locuite de către studenți. Nu am procedat ca alte universități să le închidem. Care cea mai mare problemă cred că a fost cea de organizare, de a-i ține pe ei în casă, pentru că e foarte dificil ca atunci când apare un caz pozitiv într-un cămin care are grup sanitar propriu, au trebuit luate toate măsurile necesare, să luăm acea persoană din căminul respectiv și să-l mutăm într-un alt cămin, să stea în izolare, într-un cămin în care să aibă și grup sanitar propriu, față de comun. Și care a fost gradul de ocupare al căminelor? Pe hârtie, ca să spun așa, gradul de ocupare a fost undeva la 80%, dar la fața locului studenții nu au locuit și fizic. Adică au locuit undeva la 40% din capacitatea căminului, au locuit fizic. Mare parte dintre ei au preferat să țină locul de cazare ocupat, dar să stea acasă,
pentru că nu se știa de la o zi la alta dacă o să înceapă facultatea, dacă nu o să înceapă, și au vrut să aibă siguranța de a avea un loc unde să se întoarcă în București. Ce experiențe poate avea un student care trăiește la cămin față de un student care este în chirie singur? În primul rând, comunicarea cu ceilalți colegi, fie că sunt de la aceeași facultate, fie că nu. Și dezvoltarea lui poate să fie și dezvoltarea lui personală, pentru că la chirie e altceva față de atunci când trăiești în comunitate cu colegii tăi, față de atunci când, nu știu, primești pachet de la mama și îl împarți cu colegii de palier. Adică e, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte importantă partea aceasta de integrare și de comunicare cu ceilalți din jur. Mulțumesc mult de tot! L-am avut alături pe Cosmin Cârciumaru, directorul direcției de cămine, cantine și activități studențești. Cu mare drag! Nativii digitali se dau pe radio în generația Z. Noul an universitar se apropie cu pași rapizi. Știți ce înseamnă asta? Urmează ca studenții să se mute în București pentru un nou capitol din viețile lor. În această situație, în mintea studentului apar două variante: să se cazeze la cămin sau să-și închirieze un apartament. Tu ce ai fi ales? Nu știu, cred că aș fi mers pe închirierea unei garsoniere, pentru că țin destul de mult la spațiul meu personal și cred că în cămin nu aș fi putut să-mi desfășor activitățile așa cum mi-aș fi dorit. Dar în realitate, n-am avut de făcut această alegere pentru că sunt din București. Tu, în schimb, știu că vii de la Galați. Care alegere ți s-a părut mai bună? Căminul sau chiria? Nici eu nu prea am avut de ales, pentru că aveam deja un apartament în București în care să stau. Mi se pare foarte fun locuitul la cămin, dar nu am stat decât 2 săptămâni în cadrul unei tabere, deci nu prea sunt în măsură să vorbesc despre asta. Totuși, știm amândoi pe cineva care a trăit ambele experiențe. Hai să-l ascultăm, dar nu înainte de a auzi părerile altor studenți care învață în București. Locuiești în chirie sau la cămin? La cămin. În cămin. Locuiesc la cămin. La cămin. La cămin. La cămin. La cămin. Bugetul a fost o prioritate pentru alegerea căminului? Neapărat, a fost cumva cea mai la îndemână. Da, pot spune că da, și bugetul. Nu neapărat, pentru că situația mea familială este una foarte bună, iar bugetul nu a contat atât de mult. Siguranță. Nu, mai mult experiența. Îți dai seama că a fost o prioritate. Da, sigur, este mai ok față de chirie. Ce-ți place cel mai mult la cămin? Cam băi în cameră și stau singură. Cunosc foarte mulți oameni. Socială, faptul că ne întâlnim mai mult pe holurile căminului, putem discuta, putem ieși în curtea căminului. Vibe-ul, faptul că am colegii și prietenii aproape. Ca să fiu sincer, cred că petrecerile și oamenii. Faptul că poți să te distrezi, ai grupuri, ieși, petreceri, distracție. La cămin putem socializa, suntem mai mulți. Te gândești să te muți în chirie? Da, well, nu chiar acum, dar mă gândesc că după ce termin anul 3 o să trebuie să fac asta, deci... Nu. Nu sunt nicio formă. Deocamdată nu. Deocamdată nu. La cămin mă simt foarte bine. Mă gândesc. Nu, că mi se pare că e mult mai avantajos să stau acolo. Niciodată. Locuiești în chirie sau la cămin? În chirie. Locuiesc în chirie de aproape un an. În chirie. În chirie. În chirie. În chirie. Locuiesc în chirie. Care sunt condițiile? Ai coleg de apartament? Condițiile sunt foarte ok. Locuiesc într-o garsonieră. Locuiesc singur și condițiile față de cămin sunt mai bune în chirie. Da, cu prietenul meu stau. Locuim împreună. În chirie. Sunt foarte bune. Momentan locuiesc cu iubitul meu într-un apartament cu 2 camere. Am o colegă și e foarte ok. Condițiile sunt ok și locuiesc cu o prietenă de la facultate. Cum reușești să îți gestionezi bugetul? Ți-ai luat un job? De aproape un an lucrez în domeniul în care studiez la facultate. Când mi-am luat un job, m-am angajat curier de mâncare. Da, lucrez part-time. Cu greu, momentan mă concentrez pe facultate. Da, am un job. Da, eu lucrez ca învățătoare în București și ok, momentan. Da, lucrez la o cafenea. La ce distanță stai față de facultate? Cam la 30 de minute. Fac undeva la 40 de minute. Jumătate de oră, cam așa, 40 de minute. 3 stații de metrou. La 2 stații de metrou. Eu știu, cam la o oră. La o distanță de jumătate de oră. Îl am alături de mine pe colegul nostru, Denis Nistor, care a trecut pe timpul facultății atât prin experiența căminului, cât și prin închirierea unui apartament. El ne va spune atât avantaje, cât și dezavantaje ale fiecărei variante. Salut, Denis! Ești pregătit? Salut! Da, abia aștept să spun din experiența mea. Păi hai să începem cu avantajele căminului. Ce ți-a plăcut cel mai mult când ai locuit acolo? Pentru studenții care vin din provincie, cum sunt și eu, și vin în București și stau la cămin, e mult mai ușor să-și facă prieteni și să-și caute un anturaj nou, pentru că au deja niște oameni în cameră sau în cămin cu care să vorbească și cu care să lege prieteni.
prietenii. Cel puțin la mine așa s-a întâmplat. Am avut un mare noroc că am stat la Cămin când m-am mutat în București, pentru că mi-am făcut prieteni acolo. Cum crezi că ți-ar fi fost dacă te-ai fi mutat singur într-o garsonieră de la început? Dacă aș fi stat singur în chirie, probabil ar fi fost mai greu să cunosc oameni. Să nu mai vorbesc de partea financiară. Prețul pe lună la Cămin e incomparabil cu cel de la o chirie, mai ales o garsonieră. Și așa a fost și mai mic efortul financiar făcut de ei mei ca să mă țină la București. Din câte am auzit de la colegii mei de grupă de la facultate, e nebunie la Cămin. Se fac foarte multe petreceri, așa e? În Cămin ies niște petreceri foarte mișto între studenți, pe care dacă stai în chirie undeva, e cam greu să le mai prinzi. Mai ales petrecerile sau ieșirile spontane în club, când ne îmbătam de la Cămin ca să nu plătim băutura în club. Acest gen de activități unește foarte tare oamenii și e unul din plusurile cele mai mari ale statului la Cămin. Uite, asta mi-aș fi dorit și eu să trăiesc în primul an de studenție. Dar de, cu facultatea asta online din cauza pandemiei nu am avut ocazia. Poate la anul. Dar de ceva care să te deranjeze, nu ai avut parte? Ba da, e totul bine și frumos până când tu vrei să dormi și colegii din cameră au alte planuri. Sau dacă ai de învățat și ei fac altceva, aici ține foarte mult de comunicare și de cum a fost crescut fiecare. Dar cert e că e un dezavantaj al vieții la Cămin, lipsa liniștii și a intimității pentru orice fel de activitate. Dar chiar, au existat momente în care ai vrut să aduci vreun prieten la tine la Cămin și colegii nu au fost de acord? Dacă totuși îți faci curaj și chem pe cineva la tine, aici se complică treaba în ideea în care e nevoie să vorbești cu colegul sau cu colegii din cameră, să vezi când pleacă pentru a putea aduce pe cineva. Sau să le spui tu să-și facă treabă prin oraș o perioadă ca să aduci pe cineva. Deci ai nevoie măcar de aprobarea lor. Dar de ce ai nevoie de curaj ca să chem pe cineva la tine? Depinde foarte mult și de cum arată camera sau căminul în sine. Că dacă nu arată tocmai ok, s-ar putea să nu vrei să aduci pe cineva acolo strict din pricina asta. Și dacă treci de proba curajului și de cea a colegilor de cămin, îți mai stă cineva în cale? Trebuie să mai vorbesc și cu paznicul. Au fost cazuri în care am mers eu la un anumit cămin privat și a trebuit să mă declare la paznic și să las buletinul acolo cât am stat. Și am auzit tot felul de cazuri pe la cămine private unde trebuie să declari la pază când stă cineva peste noapte și nu ai voie mai mult de 2 nopți pe lună. Complicat tare. Dar spațiul din camera de cămin, cum vi l-ați organizat? Cât de spațioase sunt camerele? Camerele de cămin nu sunt foarte mari, iar dacă prinzi camere de 3 persoane, e destul de complicat împărțirea spațiului. Nu prea o să existe loc de depozitat chestii, așa că întreaga cameră va deveni la un moment dat spațiu de depozitare. Și cu bune și cu rele, așa o fi și în chirie? Mă rog, deja am stabilit că este destul de greu să-ți faci prieteni dacă prima locuință atunci când ești din provincie este o garsonieră în chirie. În plus, costurile sunt mult mai mari. Aș vrea totuși să aud și niște avantaje de la tine. E clar că avantajul suprem al statului în chirie este faptul că ai intimitate și este mai ușor să faci orice. Dar și mental e altfel când ai un spațiu numai pentru tine, mai ales după ce ai stat la cămin o perioadă. Primele zile au fost minunate pentru mine și am recuperat mult somn pierdut prin nopți albe pe la cămin. Somn care începea să se simtă că lipsea și devenea o problemă. Bănuiesc că această intimitate ți-a oferit șansa de a avea rezultate mai bune la facultate, nu-i așa? Da, pentru că ai doar pentru tine timp și nu mai e nimeni care să te deranjeze sau de care să depinzi, să facă liniște pentru a putea să înveți sau să lucrezi la altceva. Totul depinde doar de tine și de cum te organizezi tu. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ai 300 de euro lunar fără nicio problemă. Ce ai alege? 2 camere la marginea Bucureștiului, o garsonieră mai înghesuită, mai aproape de centru sau o cameră la cămin? Cred că aș alege tot o garsonieră, strict pentru confortul de a sta singur și de a avea spațiul meu. Plus de asta, cine nu vrea să stea aproape de centru? Mulțumim mult, Denis! În continuare vom asculta una dintre piesele mele preferate, Yamame de la Urs. Sper că încă sunteți plini de energie, căci noi ne-am gândit ce să facem weekendul ăsta. Pentru acest episod avem alături de noi o nouă colegă, Aida Buduroi. Bună, Aida! Hello! Mă bucur foarte mult să fiu azi aici cu voi. Ca să sparg și eu gheața, vin să vă recomand ce puteți să faceți weekendul ăsta în București. Sunt ochi și urechi. Cu ocazia împlinirii a 563 de ani de existență a capitalei, evenimentele care au dat startul zilelor Bucureștiului sunt expoziția de la Vlad Țepeș la Brâncuș și Bucharest Jazz Festival. Sună chiar interesant. Ce putem vedea acolo? Uite, de exemplu, Bucharest Jazz Festival este singurul festival de jazz în aer liber din capitală, ce revine după 2 ani de pauză. Nu uita că sâmbătă, între 15 și 19, București FM iese în stradă. Porni microfoanele și te așteptăm la cortul București FM de pe Calea Victoriei 45, Biserica Crețulescu, cu vorbe bune și energie pozitivă. Vino să spui la radio ce-ți dorești pentru București. Spune-i la mulți ani, urează-i de bine, fă-l să semene cu tine. Te așteptăm și pe Instagram cu hashtagul București așa cum ești. Mai există și alt eveniment? Evident, timp de 3 zile, pe segmentul de răutimpuri noi Mihai Bravu, Dâmbovița Delivery prezintă sporturi nautice și animă strada cu peste 30 de spectacole, ateliere și activități culturale, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Mai știți ce povesteam înainte să înregistrăm? Da, ne gândeam unde am putea să mâncăm ceva bun, iar Aida a venit cu o super idee. Îți spun că n-ai cum să ratezi ediția de toamnă asta a Bucharest Street Food Festival, deci pe bune, chiar n-ai cum. Și dacă ești un împătimit al mâncărurilor bune, ca mine de altfel, trebuie să încerci burgerii. Pe toți? Da, pe toți. Și în cazul în care nu ajungi mâine, evenimentul ține tot weekendul. Ok, mergem. Dar
dar unde mergem? Chiar voiai să primești toate informațiile din prima? Festivalul se desfășoară pe tot bulevardul Chiselev de dimineața până seara. Sună bine de tot. Cu alte cuvinte, mergem și să mâncăm și să ne plimbăm. Eu merg, dar îi îndemn și pe ascultătorii noștri să ne însoțească. Deci, s-a decis. Weekendul acesta, noi și tu cel de acasă, din mașină sau de unde ești acum, it's a date. Ne vedem la Street Food Festival, sâmbătă și duminică, să ne delectăm cu mâncăruri de toate felurile. Acum că am stabilit pe unde să mâncăm, ce propunere aveți ca să dăm jos caloriile în plus? Ideal ar fi să mergem puțin pe jos. Și venind vorba de plimbare, tot weekendul acesta, în București, are loc și Wishfest, un festival super, super drăguț dedicat lampioanelor pe apă. Wow, stai ce? N-am mai auzit de așa ceva până acum. Exact, e primul de genul acesta și are loc pe malul lacului Floreasca. Și cum intrăm? De unde luăm biletul? Tocmai ai stricat surpriza. Tocmai ce mă pregăteam să vă zic că... intrarea e liberă. Da, foarte tare, știu. Personal, e o noutate și cred că o să dau o fugă după ce trec pe la burgerii de pe Chiselev. Tu ai ce ai cu burgerii ăia. Să știi că Wishfest-ul mi se pare un event foarte cool. Poți să mergi pur și simplu să te plimbi și să te relaxezi. Spune-ne mai multe. Uite, de exemplu, la ce te referi mai exact și ce putem să facem acolo. Pe lângă ploaia de lampioane, o să poți să asculți muzică live, o să fie o zonă cu food truck-uri dacă ți se face foame și n-ai apucat să mergi la ambele evenimente. Dezamăgitor! Și chiar o să ai și o zonă de relaxare cu DJ. Sunt sigur că ascultătorii vor să afle minunatul interval orar la care se pot prezenta pentru a da foc unui lampion. Festivalul e on de la orele 10 dimineața până la 23 în ambele zile, iar kiturile de lampioane se pot cumpăra doar de la organizator. Cu alte cuvinte, dacă ți-a rămas vreun lampion de prin 2010 în dulap, nu e chiar safe să ne jucăm cu focul. Da, știu, poate ți se pare nașpa, dar siguranța înainte de toate. Vorba aia. Am aflat unde mâncăm, unde ne plimbăm, dar știți ce lipsește? Puțină muzică. Asculți în continuare Kisses Back de la Matthew Coma și rămâi cu urechile pe generația Z, pentru că mai avem multe să-ți spunem. Vă place să ascultați muzică rock? Sincer, nu ascult atât de des, dar da, îmi place. Îmi place mai ales rockul românesc. Am crescut cu Direcția 5, cu Holograf și Iris. N-aș putea vreodată să mă despart de stilul ăsta muzical. Exact așa și eu. E foarte fair având în vedere că suntem generația Z. Și dacă tot vorbim de muzică, că de, suntem la radio, concertele din seria Dark City Nights revin în 2022 în București. Dacă ești pasionat de rockul underground românesc, ne vedem pe 17, adică mâine, în Club Fabrica. Cea de-a 5-a ediție îi aduce pe Sadayah, Artificial Perception și mulți alții. În cazul în care habar nu aveai de concertul ăsta sau ai uitat pur și simplu să-ți cumperi bilet, stai liniștit, găsești și la intrare în locație mâine. Și pentru că trebuie să-i cultivăm de mici, copiii cu vârsta până în 14 ani au accesul gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult, evident. Ok, am fost să mâncăm, ne-am și plimbat și acum ascultăm și muzică bună. Ce mai faci? Tot în weekendul acesta are loc Urban GIF Show. Detalii, te rog. Urban GIF Show e un spectacol ce aduce lucruri noi despre București și despre felul în care se manifestă corpul în el. Pe scurt, spectacolul scoate în evidență rolul corpului uman, mișcarea și esența într-o lănțuire de combinații artistice unice. Cred că orice bucureștean ar trebui să meargă la acest spectacol. Mi se pare foarte util să aflăm și alte perspective despre stilul nostru de viață. Chiar sună interesant, pe mine m-ați convins. Sper că și pe tine, ascultătorule. Hai să ascultăm acum împreună o melodie pe care sunt sigur că o știi. Necesar, de la Mario Fresh. Și uite că s-a dus și al doilea episod al emisiunii noastre. Trece mult prea repede timpul aici la radio. Se scurge destul de repede oricum. Nici nu-mi dau seama când am ajuns atât de mare încât să mă aflu aici. Sper că te-ai simțit bine alături de noi. Așteptăm feedback din partea ta pe WhatsApp la numărul de telefon 0741-222-202 sau pe conturile de Facebook și Instagram București FM, cu care noi suntem oricum destul de familiarizați. Suntem tare fericiți că ne poți asculta săptămânal și ne dorim câteva cuvinte de la tine, de critică sau de laudă, pentru a ști ce să păstrăm și ce să modificăm ca să ajungem din ce în ce mai buni. Noi trebuie să ne retragem acum, dar tu poți rămâne în continuare cu urechile pe București FM. Te lăsăm și cu o piesă foarte, foarte mișto, Watch Me, de la Holy Molly. Cântăreața și-a început cariera în anul 2010 sub pseudonimul de Miss Mary, apoi s-a reinventat în anul 2019. Piesa a fost lansată acum 3 luni de zile și se află de ceva timp în playlistul București FM. Pa, pa! Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.